Rică Răducanul descrie pe fostul său amic, portar care a câștigat respectul unei țări întregi, drept un fenomen. Un om care a demonstrat pe terenul de fotbal cât de mult contează flerul, dincolo de condiția fizică și sutele de ore de antrenament care stau în spatele fiecărei performanțe. Am fost și antrenorul lui. A fost un mare portar, care a câștigat Cupa Campionilor. A fost tot meritul lui, acolo, pe teren. Portarul e om la om cu omul care trage. El a jucat la națională, să zici că i-a cântat imnul. N-a avut șansa să joace. Adevărul că era România, tată, la portari. Nu știam pe cine să luăm. Erau Iordache, Moraru, Lung. Deci a fost un portar din sfera echipei naționale. Un adevărat fenomen, cum s-ar zice, la ce performanță a făcut la Sevilla. Asta e, tată, n-avem ce să facem. Cum să zic, avea masă musculară mare, ca mine, tot așa, și nu era ager, așa, dar avea amplasament bun, cum s-a și văzut, că eram sigur că o să apere vreo două goluri. Și la antrenamente, când eram noi, la Snagov, când eram cu Rădulescu, Mircea Lucescu, îi înghițea pe mulți. Avea el flerul ăsta. Se ducea unde trebuie. Și acum, Dumnezeu l-a dus unde trebuie. Cu toții ajungem acolo. Doar că s-a dus prea repede. Acum, nimeni nu ne mai întreabă cum suntem toți. Toți trecem prin perioade urâte, a declarat Rică Răducanu. Ne mai vedeam pe la emisiuni. Dar eu nu am prea mai fost. Mai stăteam de vorbă cu el, ne-am văzut pe la mai multe emisiuni și făceam caterincă, d-astea. De băut, nu. Nici eu nu le aveam, nici el nu le avea. Așa, uneori mai beam un pahar de vin, dar uite că nu trebuie să fii fumător, băutor ca să mori repede. Corpul nu ne întreabă pe noi. Dacă Dumnezeu așa vrea. Pentru apărarea porții, în meciul disputat în 1986 pe stadionul Isanchez Pizjuan din orașul spaniol, Helmut Ducadam a intrat în cartea recordurilor. O săptămână după acea victorie, a înscris un gol din penalti în meciul de cupă cu Progresul Vulcan, Steaua câștigând cu 5-1. 5-1.